Binecuvântat să fie Domnul! Frați și surori, este o mare bucurie să ne vedem, să ne întâlnim. Prieten fiind cu fratele pastor de mai mulți ani de zile, mi-a propus când vin în America să vin și pe aici. Nici nu venea să cred că e posibil asta, dar am zis, oricum îs băiat de la țară, nu sunt foarte așezat așa, o să îl anunț că mă duc în America. Și așa am și făcut și dumnealui extrem de respectuos o zis, ok, vă așteptăm la Betania. Așa se face că suntem aici. Lăudat să fie Domnul! Eu, peste fix, am mai predicat. Soția mea acum nu se uită la aici că doarme, dar azi dimineață când s-a terminat predica, mi-a scris. Cuvântul acela nu cred că ai vrut să-l folosești, dar probabil că din cauza emoțiilor. Acum, dacă o să vadă, o să mă întrebe, da, dragă, da, peste fix știi că... Dar am înțeles că la dumneavoastră fixul e diferit de la noi din România și fixul e undeva pe la și un sfert. Așa că eu am cerut permisiune să mă duc până la jumătate și fratele lui Gigi nu a zis că nu, dar au zis noi pe la și un sfert plecăm. Frați și surori, suntem din mai multe locuri din țară, din România. Fratele Sami, fratele Dorel de la Vicovul de Jos, fratele Costică Breavăn vă transmite salutări. De asemenea, fratele Dani, care deja a trecut pe aici, de la Albinii Cluj. Apoi, fratele Eric, care vine din Deva, pentru o vreme e în Cluj, în Betania. Fratele Gheorghiță de la Betania din Cluj, de asemenea, fratele Bojor vă transmite salutări. Fratele Sabin, care vine din Halmeu, fratele Florin Dobie, de asemenea, transmite salutări. Frații Bârsan, care vin din Botoșani, de asemenea, fratele Marcel Bârsan și fratele Octav, de acolo, slujitorul, păstorul bisericii, vă transmite salutări. Avem și de la Atlanta, și de la Seattle, și de la Detroit. L-am rugat și pe fratele Nicu Buliga să vină cu noi acum împreună cu Radu și cu echipa, dar trebuia să meargă în altă parte. Așa este. Fratele Costel Bârsan are și dumnealui o parte de vină că am ajuns aici, că slujind pe la noi prin țară, a zis, mi-a dat un pic de curaj. Hai, mă, hai că e frumos la Chicago. Și l-am crezut. Încă nu m-am convins, mai avem și mâine aici. Și după mâine seara, apoi o să trag o concluzie finală. Dragilor, vă aduc salutări de la Daia Română, biserică în care slujesc, în care și fratele Luigi a slujit. Vă destăinui ceva, cred că merg astea, nu se încheie la fix transmisia, nu? Merge până la un sfert? Am făcut o părtășie de evangelizare și fratele Luigi era unul dintre predicatorii serilor de evangelizare. Aflând prieteni de-ai mei dintr-o parte și din alta, de acolo din județul Alba și nu numai, m-au întrebat, mă, frate Beni, cum l-ai prins pe fratele Luigi? Și am spus, dumnealui m-a sunat că vine la noi. Cum? Te-a sunat fratele Luigi? Da, azi m-a sunat la prin Argentina și frate Beni vin la Daia. Nu, zic că... Așa că fratele Luigi s-a cam auto-invitat la noi, eu m-am cam auto-invitat aici și deja acum suntem chit pe chit. Frați și surori, am văzut un verset pe care l-aveați afișat aici din Filipeni, capitolul 4, versetul 7. Permiteți-mi să vă rețin pentru următoarele 7-8 minute, atenția, cu un gând pe care Domnul mi l-a așezat în inimă. Nu știam pe ce direcție să apuc, însă versetul acesta mi-a stat cumva așa, fiind pe frontispiciu aici așezat,
mi-a stat cumva așa în fața ochilor și vreau să vă împărtășesc câteva lucruri despre pace. Pace. Pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Omului Dumnezeu Iov spunea așa: împrietenește-te cu Dumnezeu și vei avea pace. Ea nu este un dat așa pe care îl întâlnești cum prinzi semnal la telefon. Nu. Trebuie construită o relație cu cineva anume și rezultanta este pacea. Pentru că striga prorocul Isaia în capitolul 53 din Isaia și spunea: pedeapsa care ne dă nouă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem mântuiți. Nu este doar unul care propune pace. E unul care instaurează pacea. E domn al păcii, lăudat să fie numele lui. Și relația cu el se constituie în pace. Câtă pace aveți? În ce relație suntem cu Domnul păcii? Zice Biblia că momentul în care judecător 6, când se prezintă îngerul Domnului la Gedeon și spune: Domnul este cu tine, viteazule, și mai departe, după momentul acela în care el stă la dialog cu Dumnezeu și pune semne înaintea lui Dumnezeu, zice Biblia că acolo sub stejarul din Ofra zidește un altar și îi pune numele Domnul păcii. Pentru că Dumnezeu i-a spus: fii pe pace, eu sunt cu tine. Câtă pace ai? Sau ce îți dă pacea, mai corect întrebat? America? Nu cred. Bunăstarea? Nu cred. E iluzorie pacea pe care ți-o pot oferi acestea. Te invit în seara aceasta să privești la cel despre care spunea apostolul: din doi a făcut una prin cruce. A dărâmat zidul de la mijloc și ne-a împăcat. Lăudat să fie numele lui. Te invit în această seară să te împrietenești cu Domnul păcii. Te invit în această seară să te apleci în cuvântul lui Dumnezeu, care nu e altceva decât e sursa din care găsești și dobândești pacea. Auziți ce zice Psalmul 119, versetul 165. Auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici. Foarte frumos, foarte frumos. 119, versetul 165. Multă pace au cei ce iubesc legea ta. Câtă pace aveți? Ești prieten cu Domnul păcii? Ai o relație strânsă cu El? Te cufunzi mereu în cuvântul lui Dumnezeu și te abundă pacea? Auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Romani, capitolul 8, versetul 6. E un lucru destul de sensibil. Umblarea după lucrurile pământești, după lucrurile firii pământești, este moarte. Pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Câtă pace ai? Ce te preocupă preponderent în viața ta? Spre ce ești aplecat? Lucrurile firii sau lucrurile Duhului? Pentru că de aici ne vine pacea, frați și surori. Umblarea după lucrurile Duhului e viață și pace. Dumnezeu să vă binecuvinteze cu pace. Auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu. 2 Tesaloniceni, capitolul 3,
versetul 16. Și închei. Însuși Domnul păcii să vă dea pacea în orice fel. Domnul să fie cu voi, cu toți. Vă așteptăm în România. Vă așteptăm cu drag în slujire, așa după cum o faceți mereu. Frate Luigi, frați slujitori de aici, vă așteptăm cu drag. Lucrarea din județul Alba, din țara noastră, este o lucrare întinsă, așa cum spunea Neemia. Zidirea nu e ușoară, lucrarea e întinsă, noi suntem împrăștiați pe zid, departe unii de alții, și vă așteptăm să puneți aportul dumneavoastră, inima dumneavoastră bună, odihnită, în lucrarea lui Dumnezeu, și Domnul păcii să vă umplă de toate binecuvântările și de toată pacea. Amin.